Bună, eu sunt Felicia și astăzi doresc să-ți arăt cum să faci upgrade-ul la VIP după ce ai testat platforma Travel Advantage și vrei să faci un upgrade la VIP. Este foarte simplu, mergi pe contul tău Travel Advantage. Ai două modalități. Prima modalitate este aceea de a-ți face, să spunem, o căutare de hotel și să pui o perioadă mai mare de două nopți. În momentul în care ai pus o perioadă mai mare de două nopți, ai spune ceva întâmplător, momentul în care tu mergi înainte, îți va cere în automatic să-ți faci upgrade-ul VIP-ului și ți-l faci pe moment, să spunem. Hai să facem pas cu pas orice, fiecare pasaj. Uite, luăm exact un exemplu la întâmplare. Dacă noi luăm această structură, mergem înainte, moment să se încarce, o selecționăm, mergem înainte, facem rezervarea, simulare, bineînțeles, de rezervare. Momentul în care, bine, că momentul în care vezi, momentul în care tu vrei să plătești, îți va cere să faci abonamentul VIP lunar sau acel anual. Aceasta este prima opțiune. Bine, opțiunea numărul 2 este aceea de a merge pe actualizare și pe actualizare intri pe VIP, bineînțeles. Faci VIP și aici ai două opțiuni, bineînțeles, tu continui ca membru pentru că dorești doar să călătorești, ai și oportunitatea să dezvolți o afacere de acasă, dar cu privire la afacerea de acasă, eventual ne auzim în privat, tu mergi pe continuu ca și membru și, bineînțeles, aici ai opțiunea de a alege planul lunar sau acela anual și, bineînțeles, să-ți pui toate datele tale și faci sign-up. Aceasta este a doua opțiune, bineînțeles. Pentru orice informații, pentru orice întrebare care ai cu privire la platforma Travel Advantage, la accesul VIP sau orice dubiu care ție ți-ar putea veni în minte, nu ezita să-mi trimiți un WhatsApp. Intrați pe platforma Travel Advantage și începe să economisești avantajos cu noi.